Limba este trăsătura definitorie a neamului românesc, graiul care ne mângâie auzul încă de la naștere. Este tezaurul spiritual pe care l-am moștenit de la strămoși și pe care suntem obligați să-l transmitem la fel de pur și frumos. Limba română este cea care ne amintește cine suntem cu adevărat. Despre rolul generațiilor viitoare, îmbogățirea continuă a vocabularului și arta scrisului publicistic am discutat cu istoricul literar Vasile Malanețchi. Suntem continuatorii operei pe care au început-o niște oameni care au existat înaintea noastră și care au avut aceleași preocupări. Cum spunea cronicarul, a lăsa nescris neamul acesta este inimii durere. Am acumulat de-a lungul anilor atâta material, atâtea date, încât nu trebuie să aștept să mă motiveze ceva. Aștept să mi cadă fisa, cum se zice, ca să declanșez acel mecanism care pornește procesul de scriere, de interpretare a unor fapte, a unor evenimente, mai ales în scrisul publicistic. Lingviștii susțin că utilizarea în vorbire doar a unor cuvinte simple influențează discursurile și, respectiv, mesajele transmise. De multe ori, vorbitorul nu își îmbogățește vocabularul și ajunge să aibă blocaje de vorbire. În acest sens, putem înlocui expresia faptă rușinoasă cu un cuvânt mai puțin folosit, turpitudine. Privește cu o luciditate sporită mecanismele lumii în care s-a afirmat, iluziile, căderile și turpitudinile ei. Nu cred că s-au inventat metode speciale de a elogia o limbă. În primul rând, vedeți, oriunde ne duce cuvântul, în primul rând ne ducem la lectură. Trebuie să citim și să vorbim. O limbă, în primul rând, o elogiem prin faptul vorbirii, rostirii cuvintelor. Nu cred că este un elogiu mai important, mai valoros decât vorbirea corectă a limbii tale maternă.